pare că avem nevoie de muzică, așa că e liniște, e ușor apăsător, da? Eu zic să începem, chiar dacă încă nu suntem în întreaga componență. Bună ziua încă o dată și bine ați venit la acest eveniment de lansare a topului celor mai buni angajatori pentru anul 2021. Mie îmi spune Vitalie Popa, eu reprezint compania AXA Management Consulting, cea care a fost inițiatoarea acestui studiu și care l-a realizat. Vreau de la bun început să vin cu câteva detalii privind modul în care a fost realizat acest studiu, dar înainte de aceasta vreau să vă spun că mă simt foarte onorat într-o asemenea componență să mă aflu și eu cu reprezentanța companiilor de top din Republica Moldova. Chiar dacă am făcut de mai multe ori, sau compania noastră a făcut de mai multe ori acest studiu și asemenea evenimente, oricum de fiecare dată emoțiile sunt așa prezente și deosebite. În plus, cunoașteți că anul trecut acest studiu nu a avut loc, da? Și mă bucur să revăd o bună parte din colegi după o perioadă mai deosebită pe care am avut-o, da? Și pe care încă o mai trăim, din păcate. Vreau să vin, cum ziceam, de la bun început cu câteva detalii privind acest studiu. Ușor voi atinge istoricul, da? Nu o să fie plictisitor, vă promit. Și după aceasta am să prezint și să am onoarea să felicit reprezentanții companiilor care fac parte din acest top, cei mai buni angajatori, și cu care sunt convins că cu mândrie vor purta în continuare acest titlu, da? Cel puțin pentru anul viitor. Ok. Deci, cunoașteți foarte bine și multe dintre cei prezenți aici au participat anterior la studiul care se numea Cele mai bune companii pentru care să lucrezi. Da? Un studiu care a fost lansat, dacă mă amintesc bine, încă prin 2007 aproximativ, poate, da? Plus minus un an. Și am făcut 11 ediții ale acestui studiu. Păi, iată, deoarece anul trecut mai mult stăteam pe acasă și aveam mai mult timp liber, ne-am gândit noi cei de la AXA ca să schimbăm puțin accentele și să combinăm, să îmbinăm acest studiu, Cele mai bune companii pentru care să lucrezi, cu un alt studiu pe care îl făceam și care avea un alt grup țintă. Deci aveam un studiu despre care mai puțin se cunoștea, noi îl făceam cu o anumită periodicitate, care așa și se numea Employer Brand Perception Survey, dar acolo grupul ținte erau studenții, da? De la specialitățile economice. Și noi astfel identificam organizațiile, companiile, unde studenții ar dori să activeze. Păi am zis că ar fi bine ca să împreunăm aceste studii, astfel încât a apărut ideea unui studiu mai complex, mult mai complex, cu grupuri ținte diferite, cu participanți diferiți, dar am vrut să păstrăm și acest element foarte important pe care partenerii noștri îl apreciază, și anume cel care ține de crearea acestui top a celor mai buni angajatori. Da? Deci asta așa un scurt istoric, respectiv anul acesta, în 2021, pentru prima dată am făcut studiul care se numește Employer Brand Perception Survey, dar într-o nouă formulă care îmbină două componente. Da? Deci sunt două componente ale acestui studiu. Deci, în primul rând, este așa numită componentă internă. Eu nu prea văd ce se întâmplă acolo în spate. E ok, da? Deci este componenta internă a acestui studiu, care presupune chestionarea colegilor din interiorul companiei. Și dacă anterior grupul nostru țintă era doar personalul managerial de mijloc, acum am lărgit semnificativ acest grup țintă și sunt managerii și specialiștii din cadrul companiei. Da? Deci un grup mai vast, ceea ce aduce beneficii suplimentare companiilor participante. Respectiv, noi astăzi suntem la prezentarea rezultatelor sau a topului celor mai buni angajatori în baza rezultatelor pentru componenta internă. Pe lângă aceasta, mai este încă și componenta externă a studiului, care se află în prezent în plină desfășurare. Noi, foarte optimist, inițial presupuneam că o să avem deja și rezultatele pentru această componentă la sfârșit de decembrie, sau, mă rog, chiar mai devreme, dar în virtutea anumitor factori, încă mai suntem în proces de colectare a datelor și datele noi le colectăm de la alte grupuri ținte. Da?
Deci opiniile cu referire la brandul de angajator sunt comunicate de către reprezentanții din alte companii, iar și studenții au rămas un grup țintă foarte important, dar de asemenea și profesioniștii în resurse umane, cei care lucrează în agențiile de recrutare, de exemplu, sau alții care sunt ca și consultanți în diferite alte organizații. Deci, cum ziceam, în câteva săptămâni probabil o să avem aceste rezultate. Ele nu sunt, deci rezultatele acelui studiu nu sunt făcute publice, da? Deci sunt comunicate companiilor care participă, dar oricum o parte din date vor fi prelucrate și vor fi comunicate, vor fi făcute disponibile pentru publicul larg, astfel încât să se cunoască mai bine care sunt companiile care sunt mai dorite companii, da? Îmi amintesc că nu știu în ce țară, așa și se numește topul sau studiul cele mai dorite companii, da? Bine, aceasta a fost partea mai curând introductivă, cu referire la studiul din anul acesta. Da? Câteva detalii care o să aducă valoare suplimentară pentru ca să le cunoaștem. În primul rând, deci noi am fost la a 12-a ediție a studiului, da? Deci vrem să păstrăm continuitatea, chiar dacă am schimbat denumirea, dar ideea centrală, obiectivele au rămas aceleași. Da? Deci suntem la 12-a ediție a acestui studiu și anul acesta au participat 47 de companii. Dacă facem comparație cu anul 2019, atunci când ultima dată a fost realizată, este în ușoară scădere, dar în același timp este destul de bine, ținând cont de situația în care ne aflăm. Și spre deosebire, ca să vă mai dau așa niște detalii din interior, spre deosebire de anii precedenți, avem un număr mai puțin semnificativ de companii mici care au participat. Probabil din cauza, iarăși, situației, mai puțin s-au implicat și au participat în cadrul acestui studiu. Din această cauză, contrar unei tradiții care deja s-a format în ultimii ani, noi venim cu un top 10. Da? Doar top 10, unde sunt prezente companiile medii și mari. Da? Deci, vă amintiți că anterior mai era și un top 5 cu companii mici. Da? Cum va fi anul viitor, nu pot să vă spun, foarte mult depinde de numărul de companii participante și de dinamica generală. De asemenea, deoarece am lărgit semnificativ grupul țintă, avem peste 5.000 de chestionare și chestionarul a fost mult mai complex decât în anii precedenți. Avem peste 5.000 de chestionare completate și un efort enorm de a prelucra informația aceasta și a pune la dispoziție companiilor participante rapoartele. Unele companii încă n-au primit raportul, da? Dar asta o să fie în zilele următoare. Pentru noi este o adevărată onoare ca acest studiu să-l realizăm în parteneriat cu Asociația Businessului European, prescurtat IEBA, da? Și multe companii care sunt reprezentate aici, din câte știu eu, sunt membre ale acestei asociații. Asociația ne-a ajutat, colegii din asociație ne-au ajutat pe partea de promovare, pe partea de distribuire a informației cu referire la studiu și sperăm că această colaborare se va păstra și în anii următori de asemenea. Da? Acum încerc să-mi amintesc care e slide-ul următor, dar am să mă uit peste umăr ca să văd care e acesta. Da? Noi avem, spre deosebire de anii precedenți, avem un număr mai mare de variabile, cum îi spunem noi, sau factori pe care îi cercetăm. Acei dintre voi care au văzut chestionarul au observat că avem un bloc foarte important dedicat beneficiilor pe care compania îl oferă și am solicitat de la fiecare companie, am făcut foarte individualizat chestionarul pentru fiecare companie, deci am indicat acele beneficii pe care într-adevăr compania le oferă. De asemenea, am cercetat un șiret de 17 la număr, care țin și de relații în companie, oportunități de dezvoltare, training, carieră, ce am mai fi fost acolo, deci volumul de lucru, autonomie și așa mai departe. Deci 17 la număr, dar de asemenea au luat în considerare și alte variabile și încă o noutate pentru anul acesta a studiului nostru este că ne vom strădui de fiecare dată în instrumentul care îl aplicăm să introducem și anumite întrebări cu referire la ceva ce se întâmplă în mediul extern și afectează activitatea generală a companiei, a pieței per general. În ultimii doi ani suntem în situația aceasta de pandemie, sperăm că în curând va trece și aceasta, poate spre vară deja,
dar ceea ce înseamnă că am introdus întrebări legate de modul în care familiile au gestionat asemenea situații, da? Și colegii din cadrul companiei au avut posibilitatea să răspundă la aceste întrebări, să dea răspunsuri, opinii care sunt de ajutor conducerii companiilor. Respectiv, cum ziceam, aproximativ, deci sunt în jur de 20 de factori care sunt cercetați. Acum, probabil că este momentul când eu trebuie să vorbesc mai puțin. Eu nu țineam corect microfonul, nu-i așa? Se aude, da? Ok. Important să se audă și fiindcă suntem live acum, da? Ok. Este momentul, probabil, ca să începem prezentarea topului. Și, precum ziceam, noi avem 10 companii. Noi, chiar dacă vom prezenta acest top în ordinea descrescătoare, de jos în sus, da? Până la prima. Oricum, noi considerăm că toate cele 10 companii sunt angajatori de top, nu facem mare diferență, chiar ca să vă spun iarăși din bucătărie internă, pe alocuri rezultatul sau punctajul era nesemnificativ, diferența nu era semnificativă, da? Și eu vreau să apreciez în primul rând faptul că companiile din top au participat la studiu, dar de asemenea și acele companii care nu au intrat în top, dar care au primit informații valoroase. Chiar astăzi am comunicat cu reprezentanții a două companii care au participat, dar n-au intrat în top, din păcate, și au apreciat faptul că informația este valoroasă pentru ei. Eu am să încep să prezint topul, da? Probabil am să mai fac așa artistic niște pauze, da? ca să fim în așteptare. Vreau să felicit reprezentanții OTP Bank pentru faptul că sunt în lista angajatorilor de top. Acum eu trebuie să iau acest... Vă mulțumim. De fapt, cred că distincția se datorează colectivului nostru și faptul că noi, pe parcursul anilor și în deosebi, pe parcursul anului mai provocator care a fost anul trecut, am încercat să promovăm niște politici legate de personal care să-i stimuleze, să-i promoveze, să le, așa cum ați spus dumneavoastră, a fost cercetată componenta internă, să le însufle stabilitate, siguranță și mândrie cu lucrul care îl fac ei zi cu zi. Mulțumesc foarte mult. Sigur, pentru ca să faci parte din top e nevoie de efort, dar și anumite valori pe care să le pui în aplicare, în practicile de zi cu zi. Da? Deci e un lucru cunoscut de profesioniștii care sunt prezenți aici. De asemenea, vreau să felicit și Victoria Bank cu faptul că face parte din top angajatori. Așa este mai bine. Este chiar o onoare mare, foarte mare pentru noi să fim aici toți în această sală. Cu toții știm ce muncă, ce efort mare este în spate la acest premiu. Și nu este efortul doar a HR-ului, este efortul întregii echipe. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Valentina! Continuăm, eu am nevoie de telecomanda mea. Al doilea instrument important. Ok. Deci, mergem mai departe, da? Și în continuare, de asemenea, felicitări pentru Code Factory, o companie IT, care, la fel, face parte din top angajatori anul acesta. Bună ziua!
Vă mulțumim foarte mult pentru acest premiu și Codefactor este foarte încântat pentru că este o dovadă a unei culturi organizaționale cât mai prospere, unde, desigur, că pilonul valorilor noastre este people first și de aceea ne străduim mereu să satisfacem cerințele și necesitățile colegilor, să se simtă parte dintr-o familie mare care acum a devenit mult mai mare și ne vom strădui să devenim cât mai buni. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult! Mergem mai departe. Îmi pare că doar trei am prezentat deocamdată, da? Trebuie să... Dar nu ne grăbim nicăieri, e ok. Următoarea companie, la fel, felicitări pentru faptul că face parte din acest top a celor mai bune companii pentru care să lucrezi. Folosesc eu sintagma mai veche, da? Deci companie care face parte din top angajatori din Republica Moldova. Coca-Cola Moldova. Bună ziua și, în primul rând, felicitări tuturor participanților la acest studiu. Ca și compania care investește în dezvoltarea oamenilor și a crea un mediu plăcut de lucru, este normal ca să fie măsurat și nivelul de recunoaștere a companiei ca și angajator. Pentru noi aceasta ne motivează, desigur, un astfel de studiu, ne ambiționează și mai mult, să creștem și mai mult. De aceea mulțumim AXA Management pentru că faceți astfel de studiu în Republica Moldova. Despre noi, ce pot să vă spun, muncim foarte mult pentru a și ținem, suntem cu mâna pe puls, să zicem așa, deoarece tendințele în societate se schimbă și vrem să fim relevanți pentru angajații noștri, să fim alături de ei și să contribuim la realizarea aspirațiilor lor pe care le au atât profesionale cât și personale aici, în Republica Moldova, alături de familie, alături de cei dragi. Noi vom continua să sprijinim angajații noștri, să-i recunoaștem pentru eforturile pe care le depun, deoarece pandemia este un exemplu în acest sens. Doar sprijinind angajații, chiar am devenit mai puternici și mai uniți. Vă mulțumesc, succese mari tuturor și realizări! Mulțumesc foarte mult! Continuăm. Eu îmi iau locul meu deja. Următoarea companie care face parte din acest top este un new entry, da? Cum se zice așa mai românește, da? Ok, deci e vorba de Essers sau H-Essers. O companie din domeniul logisticii, nu-i așa? Da? Soluții logistice oferă. Dacă îmi permiteți, eu o să vin în partea aceasta. Salut călduros pe toți! În primul rând, noi suntem foarte mândri de acest premiu și de ce ne mândrim foarte mult este că acest premiu este pentru angajații noștri și pentru aprecierea lor față de noi. Noi promitem să ținem cont de toate recomandările care ne-au fost înaintate de către AXA Management și promitem să îi apreciem în continuare, să le creăm condiții de muncă cât mai atractive, în care ei să se simtă confortabil. Și cu siguranță împreună promitem ca să ne menținem pe top și să le creăm cele mai bune condiții, așa cum am menționat ei și în chestionar. Compania le oferă mediu ambient, ce sunt ei bine ca în familie, au parte de pozitivism și caring, care sunt valorile companiei pe care noi le promovăm și nu doar că le promovăm, dar le chiar credem în ele și chiar inspirăm ceea ce promovăm zi de zi. Mulțumim și succes tuturor! Mulțumesc foarte mult! Continuăm și trecem jumătatea de sus a clasamentului. Deci, următoarea companie care face parte din top este o companie care
de mai multe ori a fost în top, da, este una cunoscută. E vorba de GT International Trading, da, deci așa se numește compania. Nu am văzut-o pe Tatiana și nu este, da, nu avem niciun reprezentant din partea companiei, din păcate. Iată ce înseamnă, da, neapărat trebuie să le aplaudăm. Iată ce înseamnă ambuteiajele și, da, și locurile de parcare insuficiente. Ok, zic să continuăm, vom avea noi grijă să transmitem colegilor și să promovăm, la fel ca și toate celelalte companii, să-i promovăm ca și cei mai buni angajatori. În continuare, noi avem o altă companie cu tradiție, oricare tradiție în top, da, Marina? Deci e vorba de Sebo Credit. Mersi frumos. Bună ziua, dragi colegi. Mă bucur să văd atâția colegi într-o sală. Din păcate, în vremurile noastre e o chestie mai rară, dar mă bucur că avem așa oportunitate azi. Și sigur că suntem foarte bucuroși să fim în topul acesta. Dar e foarte greu să fie la locul acesta patru, că multe cuvinte care chiar țineam să spun au fost deja rostite. Așa că mă iertați dacă o să vă repet, dar chiar este meritul angajaților noștri, care văd, care recunosc și care dau feedback-ul acesta. Și suntem bucuroși să avem angajați, așa angajați care ne creează și compania, că ei sunt compania SEBO. Totodată ținem să mulțumim compania AXA. Într-adevăr, în vremurile acestea grele au făcut un lucru, eu zic, imposibil un pic, să facă topul acesta, să facă studiul acesta. Mai nou, componenta nouă, care zic că este și mai importantă și valoroasă pentru noi, că primim feedback din toate părțile. Și doar pot să vă spun că este o provocare și pentru noi să mergem și să facem lucruri și mai mult, la mai mare, să ne tindem, dar și pentru voi să ne bucurați cu ceva nou și pentru lor. La revedere, da. O zi bună și sărbători fericite, care deja zic, da, suntem în toiul sărbătorilor. La toată lumea. Mersi. Da, astăzi și eu am conștientizat că suntem aproape în sărbători deja. Sper că o să fie frumoase la toată lumea. Deja suntem în faza finală, mai am câteva companii care urmează să le prezentăm. Următoarea companie, iarăși, este una foarte cunoscută, cu tradiție în top, este vorba de Crunchyroll. Anterior era Elation, așa-i? Da, te rog, am o problemuță și știu că e grea, pur și simplu. Eu am observat bradul, nu știu cum la voi se vede chiar puțin așa, se îndreaptă înspre sus, așa că 2021 cumva aduce, 2022 deja, aduce ceva așteptări mai bune, sper. La fel, felicitări tuturor participanților. Mersi mult, Vitalie și echipii, pentru organizarea acestui survey. Dar, în primul și în primul rând, cu siguranță vreau să mulțumesc colegilor, pentru că ei sunt, cu siguranță, cei mai mulți și noi lucrăm pentru ei. Sunt apreciați și sunt la locul unde trebuie. Și, respectiv, pentru dedicație, implicare și deschiderea care a fost la acest survey, pentru mult și mai departe și will improve better. Iarăși română open aici. Compania americană, sorry. Da, mersi mult tuturor colegilor și ne vedem la anul. Mulțumesc foarte mult, Elena. Se aude un telefon, dar sper că nu e meu.
Și dacă e meu, atunci nu mai contează. Ok. Următoarea companie, și suntem deja așa, în topul topului, da? Următoarea companie, iarăși o companie care a mai fost pe diverse locuri în topul acesta, Molțel. Așa, Irina. Bună ziua! Noi astăzi simțim o bucurie și o mândrie extraordinară, pentru că este un premiu, cred că cel mai valoros premiu, și valoarea lui este în faptul că suntem apreciați de colegii noștri, care sunt cei mai buni promotori ai companiei Molțel și care denotă faptul că strategia noastră, care se numește Digitally Human, a produs rezultate și mai bune decât ne-am așteptat noi, pentru că poți avea orice tehnologie și digitalizare și servicii care îți ușurează viața, dar oamenii sunt aceia care implementează aceste tehnologii și fără oameni nu ajungem nicăieri. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru un efort extraordinar organizatorilor și mulțumesc mare colegilor noștri. Noi neapărat vom continua, sigur că este o onoare. Sănătate și felicitări și multe succese tuturor nouă! Vedeți cât e sigur, e greu, dar și sigur în același timp. Așa, și când am ajuns la... Unde e colegul cu partea tehnică? Check transmitter. Poate să vă spun un banc cât timp se repară. Dacă nu sunt foarte bun la bancuri eu. Dar așa, se rezolvă imediat. Știți, lucrurile acestea întotdeauna se memorizează, da? Și când ți-a plăcut cel mai mult această ceremonie? Păi atunci când s-a stins ecranul și nu n-am mai aflat cine pe primul loc. Ok. Sunt convins că o să fie reparat foarte curând. Da? Ok. Câteva secunde. Bine. Mersi. O să vă mai povestesc puțin din modul în care s-a desfășurat studiul acesta. Probabil că ați observat în mare parte companiile participante că a fost lansat puțin mai târziu, da, anul acesta. De obicei lansam așa februarie, martie, și anul acesta a fost prin iunie, dacă mă amintesc eu bine, chiar de la 1 iunie a fost lansat. Inițial aveam foarte multe solicitări și eram, chiar spuneam unor parteneri că suntem foarte optimiști că vom avea mai multe companii participante, da? Decât a fost la ultima ediție în 2019. Păi nu a fost chiar așa. Așa, după vacanță lucrurile s-au schimbat, dar încă un detaliu așa foarte important, în ultimele două companii în care am colectat datele, asta s-a terminat procesul încă săptămâna trecută, abia săptămâna trecută, da? Deci a fost și o provocare pentru noi. Pe de o parte deja era am arendat sala aici, lumea, o parte din parteneri și participanți au fost informați deja despre aceasta, dar încă nu aveam efectiv topul, da? Ok. Câteva secunde, exact. Da, se pare că mai durează puțin. Dar eu vreau să fie neapărat proiectat logo-ul companiei. Vă spuneam de asemenea că pentru componenta externă... Da, pentru componenta externă încă suntem în fază de colectare a datelor, deci merge mai greu decât speram la început. Avem nevoie încă de puțin timp pentru aceasta, dar sunt convins că o să iasă un produs foarte valoros și vrem ca să fie cât mai individualizate rapoartele pentru companiile care participă și să aducă valoare suplimentară. Deci mai e nevoie de puțin timp pentru ca să... Așa. Da.
Nu, cablul, fiindcă a scos cablul și un... Poate mi-a adresat niște întrebări, poate. Ne-a luat câteva zile ca să planificăm. Exact, da. 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 Exact, exact. Mulțumesc foarte mult, Valentina, da, asta este un lucru foarte important. Exact. Și pentru noi... Sigur. Da, și... Da. O să fie neapărat, cum ziceam, sunt convins că o să fie foarte, foarte valoros rezultatul final și doar că încă puțin mai durează. Eșantionul, sau să zic așa, până la urmă numărul de reprezentanți a companiilor care au participat este semnificativ mai mare. Dacă mi-amintesc eu, în 2019, când a fost, să zic așa, penultima dată când am organizat studiul, a fost în jur de 900 și ceva, deci peste 900, din cele 52 sau 53 de companii care au participat, din câte mi-amintesc eu. Dar aici am extins, deci nu doar managementul de mijloc, managementul și mai inferior și mai superior, depinde deja cât de numărul de, sau de nivele ierarhice în cadrul companiilor și specialiștii, desigur, da? Și asta a și fost posibil datorită faptului că a fost online. Deci facem online și e mult mai ușor deja de procesat, fiindcă la primele ediții era doar pe hârtie. Și apoi cu timpul făceam și pe hârtie și online, în dependență de acces sau în dependență de alți factori, dar acum doar online facem. Așa, perfect, deja a apărut ceva. Așa. Краткое содержание предыдущей серии. Ну, стоп. Ну, стоп около требует. Окей. Хайдеть, не аметим încă o dată. Știți cum atunci când arată topurile în diferite, cu diferite alte ocazii, încă o dată mai trec toate companiile așa? Deci, bine, mersi foarte mult pentru că s-a rezolvat. Avem onoarea, plăcerea de a prezenta compania care este anul acesta pe primul loc în topul celor mai buni angajatori, da? Este vorba de Petrom Moldova. O să-l sprijin. Da, mersi mult. În primul rând vreau să vă salut pe toți. Mă bucur să revăd o bună parte din companii care într-adevăr fac tradiție în a participa la acest studiu. Echipa AXA Management face un lucru extraordinar pentru țara noastră, pentru că ne dă șansa să evaluăm an de an și să ne stabilim niște repere unde ne aflăm, unde mai avem de muncit, ce mai avem de făcut, unde nu stăm chiar bine. Vin și cu propuneri de fiecare dată, ceea ce contează într-adevăr pentru noi. A fost o surpriză extrem de plăcută, mai ales că anul acesta a schimbat formatul studiului și atunci fiind extins pe toți angajații, practic, pentru noi. Eram chiar în suspans să vedem, măi, cum o să fie anul ăsta. Și am fost extrem de surprinși că, într-adevăr, cred că pandemia cumva și toate lucrurile astea care s-au întâmplat în ultima perioadă, iar Petrom fiind un angajator care s-a străduit să poarte de grijă oferindu-le absolut tot ceea ce au avut nevoie oamenii, începând de la masă, scaun, acasă, terminând cu teste medic, deci orice s-a putut ca și suport. Probabil fiecare om a resimțit această grijă mai mult ca niciodată.
Cel puțin noi am observat lucrurile astea în răspunsurile care au venit și au venit foarte personalizat la beneficiile pe care le oferim. Încă o dată mulțumesc companiei, mulțumesc colegilor pentru că au fost deschiși să participe și să dea feedback-ul, iar pentru noi cu siguranță că sunt lucruri de făcut în continuare. Mersi mult! Mulțumesc foarte mult, Tatiana. Pentru mine este greu să găsesc niște cuvinte așa la final, da? Fiindcă noi vrem ca acest proces care este conturat sub formă de studiu să continue și chiar foarte curând în următoarele luni vom lansa deja versiunea pentru 2022. Noi mizăm foarte mult pe feedback-ul companiilor participante, a celor care fac parte din top, a celor care nu fac parte din top. Apreciem curajul, îndrăzneala companiilor de a participa. Știu că inițial când companiile doresc să participe, se investesc foarte mult așteptări, speranțe. Nu pentru toate companiile ele sunt satisfăcute, din păcate, dar în mod deosebit, și asta o menționez de fiecare dată la finalul fiecărui an sau la prezentarea rezultatelor pentru fiecare studiu, că apreciem foarte mult acele companii, efortul și curajul și acelor companii care deseori participă, chiar dacă nu întotdeauna sunt în top, da? Fiindcă uneori să nu fii în top este așa mai descurajător. Dar, în același timp, eu vreau să felicit foarte mult companiile care acum sunt cei mai buni angajatori. Puteți să răspândiți informația aceasta. Noi să avem grijă să vă transmitem ribbonul acela, deci, pe care puteți să-l folosiți pentru tot felul de anunțuri sau mesaje de promovare, care, desigur, că contribuie la imaginea voastră și la percepția brandului de angajator. Și vă mulțumim foarte mult pentru participare, chiar în asemenea condiții așa mai provocatoare pe care le avem la sfârșit de an și sper să ne revedem cel târziu la anul. Da? Deci aproximativ cam în aceeași perioadă tot, spre sfârșitul anului. Mulțumim foarte mult, să aveți o zi reușită în continuare, da? Și putem să ieșim încă la o cafea, să mai discutăm puțin. Poze de grup, asta e tradiție. Asta e tradiție, poze de grup întotdeauna. Da? Haideți așa să ne adunăm aici cu toții top angajatorii. Câte un reprezentant de la companie ca să încăpem cu toții. Hmm?